Bună ziua, prieten! Numele meu este Silviu Răzvan de pe tutorialevideo.info și în tutorialul de astăzi vom învăța cum să dăm culoare, în exemplu de astăzi, culoare ochilor și buzelor și totodată un ton de o culoare mai profesională. Ok, haideți să începem cu taskurile noastre. Prima oară o să începem cu culoarea ochilor. Haideți să măresc această fotografie a noastră. O puteți mări cu control plus. Da? Să fie selectată, control plus. Haideți să-i dau 100%. Să vedeți că ochii sunt puțin spre o culoare mai desaturată. Haideți să-i dăm această strălucire, pentru că este și o fotografie de fashion, să dăm această strălucire de fotomodel, de fashion, de Photoshop. Ok. Există două sau mai multe metode de a retușa și a schimba culoarea la ochi, la buze, la împrejurul ochiului sau așa mai departe. Dar noi vom folosi una mai profesională, care ne va da mai multe posibilități de a umbla la saturații și la culori. Haideți să începem cu ochi. Ok. Prima oară vom face o mască pe ochi. Și vom apăsa pe butonul ăsta de aici, de sub culori, ca să intrăm în modul Quick Mask mod sau pe tasta Q. Ok. Cu o pensulă de o mărime, zicem 20%, 20 de pixel și un hardness de 0. Haideți să facem o selecție în jurul ochilor. Mergeți încet, nu vă grăbiți, să fie exact în jurul ochilor. Dacă greșiți, nu este nicio problemă, apăsați pe tasta X, se va schimba background-ul cu foreground-ul cu culoarea albă și dați pe lângă unde ați greșit ca să ștergeți. Ok. Primul ochi, hai să trecem și la al doilea. Ok. Deci apăsați pe tasta X ca să corectați. Ok, după ce am făcut această mască pe ochi, apăsăm din nou tasta Q, ca să ieșim din modul Quick Mask, sau apăsăm pur și simplu aici jos pe Quick Mask și avem o selecție. Hai să micșorez, să vedeți și dumneavoastră. Ok, acum avem o selecție peste toată fotografia, mai puțin pe ochi, și noi nu dorim acest lucru. Pentru asta trebuie să inversăm selecția și dăm pe Select invers sau Shift Control I și vor fi selectați numai ochii. Haideți să mărim din nou, Control plus, ca să mișorați Control minus. Ok. Acum, ce vom vrea să facem? Apăsăm pe butonul ăsta de aici, da? Creăm o nouă ajustare a layer-ului nostru pe care l-am selectat. Ok, hai să-l selectăm Color Balance. De aici putem să ne jucăm cum dorim noi. Putem să facem ochi albaștri, maronii, căprui, verzi și ce culoare doriți dumneavoastră. Haideți să îi fac spre albaștri. Să vedem. Puteți să vă jucați cum vreți aici la midtones, la highlights, la shadows, nu știu, o problemă. Deci hai să-i dau puțin cyan,
Dau puțin verde. Ok. Și dau și mai mult albastru. Ok, haide să las la 45. Ok, destul de interesant până acum. Vedeți și o schimbare înainte și după. Ok, dar culoarea mi se pare prea intensă. Și ce vreau să fac? Vreau să am o culoare mai naturală. Mi se pare prea intensă și prea supranaturală acum. E, ce o să fac? Următor. O să dau click pe color balance, pe ajustarea mea. Click dreapta și vreau să fac un duplicat. Și selectați duplicate layer sau click pe ea, pe color balance și trageți cu drag tool spre new layer. Vedeți aici lângă folder new layer și se va face un duplicat. Acum culoarea mea este mult peste ce aveam înainte. Este chiar supranaturală și chiar nu este naturală deloc. E, ce vom face în momentul ăsta? O să schimbăm la blending mode. Da? O să selectăm soft light. E, acum vedeți că avem o culoare mult mai intensă și mult mai clară față de ce aveam înainte. Intrăm la celălalt layer și haideți să-i dăm o opacitate mai mică. Sau, ok, hai să-i dăm un 18%. Hai să facem o diferență. Înainte, după. Ok? Înainte, după. Vedeți că aici am o culoare puțin mai desaturată. Hai să-i dăm și culoarea asta mai mică la 19%. Observați în jurul ochilor cum se amplifică această lumină pe ochi. Ok. Ce aș mai vrea să mai fac acum? Aș vrea ca să-i dau un sharp pe ochi, să fie mai clar, mult mai clar și să fie puțin mai luminoși pe aceste porțiuni. Ok, ce o să fac acum? O să fac un duplicat pe acest layer de sus, dau duplicate layer. Ok. Sunt suprasaturați. Și ce voi face? Voi schimba blending mode pe screen. Vedeți că deja s-a aplicat o culoare albă pe irisul nostru, pe ochiul nostru. E, dar acum haideți să-i dăm și o saturație, o opacitate mai mică. Haideți să-i dăm Haideți să facem o probă, deci așa aveam înainte. Ok, un 20. Un, nu, 20, un 18%. Cred că este o culoare destul de interesantă acum. Ok, haideți să selectați pe primul layer. Țineți Shift apăsat și dați click să selectați pe toate trei. Vrem să le punem într-un folder, într-un grup, ca să fie mai organizat. Acum apăsați tasta Control și G. Și avem aici un grup. Hai să-l denumim ochi. Haideți să vedem care este înainte și după. Pare mult mai frumos de data asta. Dacă aveți nevoie și dacă vreți să faceți o ajustare, pur și simplu intrați în folderul nostru și pe prima ajustare la screen, haide să-i dăm puțin mai mic, dacă se poate. Ok, dăm un 12. Dacă vreți să faceți și alte ajustări. Înainte, după. Înainte și după. Ok.
După ce am terminat partea cu ochii și am fost mulțumiți de rezultatul nostru, haide să trecem și pe partea, la partea de buze. E, pe partea de buze putem să aplicăm același efect, pur și simplu aceeași tehnică. Intrați în Quick Mode, la fel selectați, deselectați și intrați iar cu Color Balance. Dar haideți să folosim și altă tehnică pentru buze. Intrați iar în Quick Mode sau tasta Q, la fel cu un brush și o pensulă de 20-25 cât doriți și un harness de 0%, vom selecta în jurul buzelor. Dacă greșiți, apăsați tasta X și corectați. După care apăsați tasta X din nou și treceți la modul de umplere. Ok, haideți să trec și pe aici. Fiți atenți și la dinți, cum am și eu aici. Ok, o să fac o selecție. Ok, am dat puțin aici pe la dinți, apăs tasta X. Ca să micșorați brush-ul, ori clic dreapta și selectați din size, ori pe tastatură lângă P aveți două paranteze pătrate. Cea din dreapta măriți, cea din stânga micșorați. Hai să micșorez aici. Mai mic. Și să corectez ce am greșit. Ok. Ok, nu vom mai folosi aceeași tehnică ca la ochi, adică dădeam pe color balance. În schimb, vom folosi modul de curves. Ok, aceeași tehnică deocamdată, ieșim din Quick Mask Mode, apăsați tasta Q, Select, Invers sau Shift, Control, I, am deselectat, haideți să mărim, ok, din nou, și mergem la Curves. De aici, vedeți că dacă urc spre alb, buzele o să, selecția noastră o să se deschidă, buzele efectiv o să se deschidă. Dacă merg spre negru, buzele o să prindă contrast, adică se colorează cu negru. Da, și eu vreau acum să-i dau cu negru. Haideți să-i dau un contrast puțin mai mare. Ok. Acum, selectați din acest meniu de la RGB Red, green și blue, ca să-i dăm acea tonalitate naturală, deci să-i dăm un roșu. Vedeți, cu cât urc mai mult, cu atât se intensifică mai mult. În jos avem negru. Ok, haideți să avem verde, pardon. Să-i dau și puțin roșu. Ok. Să-i dau puțin magenta. Haideți să-i dau și niște galben, niște yellow. Ok. Ok. Am selectat ce ne trebuia nouă. Haideți să vedem cum era înainte și cum era după. Înainte, după. Înainte, după. Deci se vede destul de clar o diferență între înainte și după. Buzele noastre sunt mult mai conturate, mult mai retușate, mult mai naturale. Ok, dacă
cât am dat cu masca, cât am selectat cu masca aici, veți vedea că avem chiar un contrast de roșu și după aceea vine o culoare mult mai deschisă a pielii. E, ca să corectați această chestie, pur și simplu apăsați pe Mask. Ok, și haide să-i dăm din acest feather, din această rază. Hai, puteți să vedeți și diferența. Ce face acest feather? Păi întinde această culoare, e un fel de blur, dar numai că este un motion blur care întinde pe o rază, un radial blur, întinde pe o rază această culoare a noastră. Ok. E cât se poate de natural acum. Vedeți că nu mai este aceeași linie care chiar era vizibilă între unde se termina buza și unde venea buza superioară. Ok. Înainte și după. Haideți să și înșurez. Înainte și după. Ok. În următoarele tutoriale vom începe să facem anumite machiaje, să-i dăm culori pentru obraji, să schimbăm lumini și alte retușuri în Photoshop. O să avem niște tutoriale pe mai multe bucăți și voi explica exact cum puteți să retușați o fotografie de fashion în Photoshop. Deci stați aproape de tutoriale video.info și abonați-vă și la feed burner nostru, la newsletter, ca să primiți direct pe e-mail toate tutoriale care apar noi. Mulțumesc, o zi bună!